Neața bună, la un nou video cu pescuit. Astăzi am să pescuiesc la mămăligă cu usturoi făcută de mine și am să nădesc cu bulgăraș în felul ăsta. Iar pe cârlig voi folosi usturoi, pătrățică și mămăligă făcută de mine. Plus am și râme. Un caras frumos. Asta e o sticlă de un litru. N-am apucat să filmez trăsătura. Uite-l, mă, ce-mi face asta. Asta-i den, mă. Ah, te-ai eliberat singur. Merge și la mămăligă. Mai mă uit la boloneză că parcă am mișcare și acolo. Ce bătaie faci, mă? Dacă merge și la rămă. Am văzut că la porumb nu mai e deloc mișcare, nici la mămăligă. Am zis să încerc la rămă, să ne mai jucăm un pic. S-a dus pe lângă. Ca să filmez trăsătura, la o bobă de porumb. Babușcă, hai du-te în apă. Ia uitați caras aici. Ce frumos caras la porumb. Nu mai apuc să filmez trăsăturile, e un vânt. Mi-aruncă scaunul, mi-aruncă tot pe aici. Dar a început să mănânce de când s-a activat vântul. Thank you.
zeci de grame care fie eliberat. Băiatule, ce-ai înghițit? Să nu te rănim. După ce zice patronul, se supără pe noi. Așa că s-a supărat că am venit la ora 4 și am început să pescuiesc. Și ci că n-am voie. Adică am voie, dar trebuie să-i dau 100 de lei. Dacă vin la ora 4. Cum să-ți dau eu, domnule, 100 de lei dacă eu vin la ora 4 și stau până la 12, 11, 12? Și mai liberi și pești. Alții nu fac asta. Să vă uitați pe YouTube la mine. Să vedeți că nu e prima dată când vin aici și eliberez pește. Ăștia mici, sub dimensiune. Na, na. Și pe plăjeală